Mulțumesc să fac un daily vlog. Bună seara, fraților, salut, de fapt. Îi mulțumesc lui 112CNZZZ că mi-a editat o videoclip. Am vrut să mediteze un să mi-l blurez, dar mi-a zis că nu am voie să-l pun pe YouTube. Bravo! Asta mi-a dat o idee bună și nu o să-l pun. Da. Mi-a zis că mi l-a făcut, să văd cum a ieșit și o să mă uit la el. Da, uite, mi-a trimis acum. Vreau să-i mulțumesc și pentru pozele alea. Alea nu o să pot să le pun pe YouTube la profil, pentru că las pozele vechi, că nu se mai poate modifica. Nu mai trebuie să bag astea în calculator, e o nebunie total. Aștept să-mi iau un laptop nou. Ce am vrut să zic? Acest video, cred că vreau eu să-l blurez și să-l pun, e de fapt o persoană care, în fine, nu mai vorbim. Problema e că nu o să-l pun, da. Știu că m-a anunțat Darius atunci când l-am postat în greșeală, atunci a fost nebrane, ce zbrane. Vreau să... vreau să pun puțin vloguri, știu că cineva mai zice, a, că n-ai mai pus provocări, zic, provocări mai fac, până când o veni Auraș Florea din Germania, că ăla știe să editeze și mai bine. Da, am intrat să-i mulțumesc lui CNZZZ, 112CNZZZ, mi-a editat 3 videoclipuri, chiar și cel blurat. Eu vreau să mi le lege pe toate 3, dar în fine, lasă-l așa, e mai bine. Mi l-a editat separat, mi-a scris jos subscribe. Și eu nu că mă laud, dar eu nu mă pricep să editez. Eu ce am făcut la informatică, doar să scriu, atât am făcut la informatică la școală, pentru că asta trebuia să faci la școală. Da. Și am intrat să fac acest daily vlog, îi mulțumesc foarte mult. Când mi-a editat două videoclipuri, o să încerc să le pun. În afară de ăla blurat, ăla nu o să-l pun pentru că mi-a zis că în risc canalul, că ăla poate să fie, poate să fie publicat și pe YouTube și n-are rost să riscăm, pentru că îți dai seama. Încerc să țin așa. Uite, fără provocare am reușit prin promovări să le ridic la 662. Hai să reușim repede să ajungem până la 1000 ca să pot să am și o parte de monetizare, că o să-l monetizez până la urmă. Atunci am să chem pe un YouTuber și am să-l chem direct la mine acasă. Nu o să dau datele personale contul, ca să nu se dă, ca așa a făcut și Cătălin Talent și s-a spart contul de donații și YouTube-ul. Și uite, el acum are cont de YouTube, dar are două videoclipuri, că primul cont el a aflituit. În fine, nu mai contează cine e la spart, dar l-a spart. Na, a reușit. Ce am vrut să zic, îi mulțumesc la 112CNZZZ că are N-ul ăla mare. E bine să vă abonați și la canalul său, are 1114K, are peste 1000 de abonați, dar nu contează, las că e bine, sper să mai îmi facă un mic promo și vreau să-i mulțumesc. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Tudorel Nanu, canal de YouTube 112CNZZZ și un minut de râs. Vedeți că un minut de râs postează marți și vineri de la ora 20. Vă dau eu anunțul acesta. Și vreau să-i zic și lui 112CNZZ să-și facă program la canal. O să-mi fac și eu. Deocamdată trebuie să mai mă gândesc cum va fi. Și cred că tot la orele astea am să fac. Tot așa am să-i trimit lui. Dar trebuie când trimit. Vreau să fac un videoclip gen... când le zic la oameni să mă urmărească pe Facebook și pe Instagram, în colțul din stânga și din dreapta, să-mi apară Facebook, Instagram, Patreon, vreau să-i spun 112CNZZZ că am și cont de Patreon, dar n-are rost să se uite pentru că eu nu mi l-am activat. Deci mă conectez pe el, dar problema e că nu l-am activat pentru că își cere bani. Și după ce l-activez, atunci pot să-mi sui toate videoclipurile acolo.
Și deocamdată mai mă gândesc să activez, mi-a zis cineva că se face și după la foarte mulți bani, dar trebuie să ai foarte mulți follow-uri de aia și să dea click acolo la tine să plătești. Și gen, videoclipurile trebuie să le postezi, când te-am înțeles, și trebuie să plătești. Și prin plata aia o recuperi, în fine. Am înțeles că se face bani și din Patreon, înseamnă că e o soluție bună. Că cel care se abonează la tine sau vrea să vadă videoclipul trebuie să plătească. În momentul când plătește, nu că îți recuperezi bani. Vreau să vă spun, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Am vrut să fac ceva, un vlog mai liniștitor, că prima dată un YouTuber asta trebuie să facă ca să se ridice puțin abonați, să facă vă câteva provocări și pe urmă trebuie să-l lase mai lent, așa, pentru că mai vin și o reacție rea. În fine, eu n-am comentat la reacția rea, din contră, am dat like. Nu am de ce să mă supăr pentru că da, e făcute comentariile alea, să le dea oamenii. Da, vreau să-i mulțumesc lui 112 CNZZ și lui Minut de Râs că, hai ca, lui Minut de Râs pentru că mi-a făcut prima promovare și vreau să-i mai cer încă un promo în acest videoclip. Și nu uitați să vă uitați la un Minut de Râs luni și vineri, de la ora 20, postează videoclipuri. Acum are 154.000 de abonați și nu știu cât. În fine, am înțeles că e în urcare. Și vă invit și pe acest canal și vă invit și pe canalul de YouTube al lui 112CNZZ. Numele meu este Tudorel Nanu. Ce vreau să zic, prietene, 112 CNZZ, postează și tu videoclipul, fă și tu un vlog sau comentează despre cineva. Am văzut că îmi plac videoclipurile tale toate, dar trebuie să faci orice pe YouTube. Te duci un interviu, eu ăsta vreau să fac universal, faci muzică, vreau să-mi trimiți și mie, în fine, o să-ți scriu pe WhatsApp, să-mi trimiți și mie vă câteva beat-uri. Dacă știi să faci și fac pare că știe, cu imagine, ca să poți să le sui pe YouTube, că acest canal vreau să fie universal. Înțelegi? Vreau să postez așa. Și la urmă, acel Iceberg Challenge care îl așteaptă băieții de model, o să-l fac la vară. Și cred că am să comentez în acel videoclip dacă l-ai descărcat și l-ai publicat la mine pe canal. În fine, nu mai contează. Și vreau să nu uit această campanie de 22 de milioane. Vrem să ajungem, în fine, sper până în vara anului viitor să, în fine, până la vară, de ziua mea de 4 mai, vreau să ajung și eu la 1000 de abonați. 112 CNZZ, îți mai fac o promovare și uite zic în acest story acum, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube 112 CNZZ, vedeți și promul meu făcut de el și hai să creștem repede într-un număr mare de abonați. Știu că pe YouTube e greu să ia aia. Și singura recomandare pentru abonați, vă mulțumesc care v-ați abonat și vă mulțumesc celor 662, că am sărit limita de 657, aveam ieri, când am plecat la muncă, ieri undeva la 5, la 650, când am văzut 662, chiar le mulțumesc și nu uitați să vă uitați pe canalul meu la toate videoclipurile și chiar și alea care are cele mai puține vizualizări, ca să întărești și eu puțin feedback-ul la canal. Eu mi l-am mărit cu chestia aia, mă, cum zice, videoclipul ăla Să iubești două femei, ăla cu Leo de la Strehaia. Nu știu dacă mai am videoclipul ăla, cred că l-am șters. Dar însă îi dai o share la mine pe Facebook și o să-l vedeți. Că știu că la n-am primit copywriter și l-am postat. Că a fost postat la ăștia, la Wowbiz. Și cred că o să canalul ăla l-am, nu l-am șters, nu știam. Eu știu că l-am avut pe telefon. Da, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Tudorel Nanu, un minut de râs, 112 CNZZZ. Da.
Și care vlogger mai îmi face promovare, recomand tot așa abonare, îi fac și o promovare. Dacă nu îi fac eu întâi, îi dau o provocare și pe urmă provocarea este promovare. Așa? O să fac provocări pe promovare. Să-mi scrieți în comentarii care aveți videoclipuri multe postate pe YouTube. Eu o să vă fac promovare. Asta e provocări până aia. O să vă pun și întrebări de cultură generală, dar videoclipul întâi mă filmez eu pe WhatsApp la 112 CNZZ și să-mi pună în dreapta întrebările care o să le aia. Și următorul video care o să postez după ăsta o să fie întrebarea. În data de 6 august 1945, ce eveniment mare s-a întâmplat care a murit peste 10.000 de morți? În fine, el o să fie lumina vieții, a fost lumina morții. În data de 6 august 1945, cred că știți despre ce o să întreb. Dar nu în videoclipul ăsta, o să fac un videoclip separat. Este ceva de istorie. Într-o sărbătoare mare s-a întâmplat un eveniment foarte mare pe vreme de război, în 1945, 6 august, fiind o sărbătoare mare pe data aceasta de 6 august. Care sunteți creștini ortodoxi, știți ce sărbătoare e, eu știu, normal. Dar nu vă dau indicii, eu v-am zis doar data din calendar, vă uitați și îmi scrieți acolo. În data de 6 august este sărbătoarea în fiecare an. Dar i-am zis anul respectiv. Atunci, în 1945, s-a întâmplat un eveniment mare unde a murit foarte multă lume dintr-un impact puternic. Într-o explozie puternică. Hai ca să vă dau un indiciu așa. Dar știm despre ce explozie vorbim. Unde două orașe s-au dus. Din păcate, așa s-a vrut. Da. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Tudorel Nanu, un minut de râs, 112 CNZZZ. Da, provocările va fi pe promovări. Și voi face daily vloguri simple. Știu că cineva zicea că te-ai stricat. Nu, frate, pe YouTube ți-l țipă provocări o perioadă timp și pe urmă îl lași mai lent. Că dacă ne aruncăm așa, eu știu că Cătălin... talent îl ține și acum tot pe gen de ce a făcut el, în fine, nu mai contează. Am să îi fac un promo, cred că o să-i fac un promo și lui Cătălin Talent, că am văzut că are canal de YouTube, m-am abonat la el. Și îi dau această provocare să-mi facă și el mie un promo. Și vrem așa, eu... 112 CNZZZ. Vreau să mai faci un promo și să-mi faci mie legătura cu Sad Boy. Eu cred că ai legătura, că ai peste 1000 de abonați și sunt sigur că cunoști toți youtuberii din toată lumea. Și vreau să mai zic o recomandare pentru Cristi și Ralu, care mi-a dat un comentariu foarte frumos. O să-i fac un promo și lui Cătălin Back Your Life. Și acest video când îl face... să vă uitați la el și să-i arătați și lui Cătălin Backpacker Life, să se uite și la mine, să arunce un mic ochi pe acolo. Da. O seară bună, salut, abonați-vă la acest 3 canale care le-am zis mai devreme și revin cu alt videoclip. O seară bună, salut!